Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să descoperiți care sunt beneficiile toporașilor pentru sănătate. Toporașul sau viola odorata este o plantă erbacee, perenă, întâlnită prin păduri de foioase, tufărișuri, zăvoaie, prin poieni, mai ales în zona de câmpie sau deluroasă. Pe lângă faptul că toporașii sunt comestibili și au beneficii pentru sănătate, florile acestora au un miros plăcut și culori încântătoare. În popor îi mai întâlnim sub denumirea de călțunaș, violetă, tămâioară, floarea echinocțiului, floare domnească, cocoșei sau flori mărunte. Rizomul, rădăcinile, frunzele și florile au utilizări terapeutice în medicina umană. Părțile aeriene ale plantei se recoltează în timpul înfloririi, pe timp frumos. Frunzele se rup fără pețiol. Rizomul și rădăcinile se recoltează primăvara de vreme sau toamna. Frunzele și florile conțin ulei volatil, rezine, zaharuri, violamină, mucilagii, acid salicilic și substanțe minerale. Din frunze și flori se extrage nonadienolul utilizat în industria parfumurilor. Rădăcinile și rizomul conțin odorantină, ulei volatil, saponozide, substanțe amare, estere ai acidului salicilic și săruri minerale. Proprietățile ce se ascund în florile și frunzele de toporaș sunt cicatrizante, expectorante, emoliente, dezinfectante și diuretice. Rădăcina are acțiune expectorantă, purgativă, iar în doze mari devin emetice, declanșând senzația de vomă. Toporașii au ajutat la tratarea mai multor afecțiuni de-a lungul timpului. Planta promovează sănătatea pulmonară lucrând ca expectorant. Ajută în tratarea infecțiilor în tractul respirator superior, precum răceala, gripa, bronșita și tusea. În afecțiunile respiratorii și pulmonare, toporașii sunt uneori asociați cu rădăcina de nalbă mare. Ceaiul din frunze și flori are un efect liniștitor și răcoritor și poate fi utilizat pentru a calma febra. În ansamblu, toporașii sunt un stimulant al sistemului imunitar. Nu numai că vă poate schimba starea de spirit datorită parfumului fermecător, dar are și efecte ușor sedative, dovedindu-se de folos în stări de agitație și insomnie. Grecii antici purtau la ei toporaș pentru a-și calma temperamentul și pentru a induce somnul. Sunt utilizați în epuizarea fizică și psihică pentru a trata simptomele menopauzei și depresiei. Planta promovează sănătatea intestinală și previne constipația. Ajută de asemenea la eliminarea rapidă a deșeurilor, încurajând glandele limfatice să elimine bacteriile și celelalte materii nedorite din sânge. Este folosită ca tonic pentru ganglionii limfatici inflamați. Toporașii conțin rutină, un compus care tonifică vasele de sânge, ajută la prevenirea cheagurilor de sânge, scăzând astfel șansele de atacuri de inimă și accidente vasculare cerebrale. În plus, planta scade ușor tensiunea arterială și contribuie și la scăderea colesterolului. Acidul salicilic din toporaș acționează ca un analgezic și un antiinflamator, similar cu ingredientul activ din aspirină. Acest lucru este util în reducerea inflamației dureroase articulațiilor și eficient împotriva durerii reumatice. Totodată, poate fi de ajutor și în durerile de cap. În popor există credința că toporașii sunt eficienți în cura pentru cancer. Cercetările au demonstrat într-adevăr că planta este benefică pentru prevenirea și tratarea stadiului incipient al cancerului. Acest lucru se datorează nivelului ridicat de antioxidanți, care este capabil să lupte împotriva radicalilor liberi. În plus, consumul de frunze și flori poate să reducă stadiul incipient al tumorilor. Fitoterapeutul Matthew Wood recomandă cataplasme din frunze și flori proaspete pentru cancerele sistemului limfatic, sâni, plămâni și piele. Compresele sau ceaiul pot fi utilizate extern în răni, abcese, acnee, iritații, hemoroizi, vene varicoase și umflături. Frunzele tinere și florile sunt consumate crude sau gătite. Pot fi adăugate la salate, sucuri, unt, oțet, lichior și deserturi.
Ceaiul se prepară din o linguriță de flori și frunze mărunțite sau pulbere la o cană cu apă clocotită. Ceaiul din rădăcină de toporaș se prepară din o linguriță de rădăcină mărunțită la o cană cu apă care se fierbe timp de 5 minute. Florile de toporaș se pot pune la macerat în miere de albine. Florile au proprietăți tinctoriale, se folosesc proaspete pentru vopsirea fibrelor naturale în albastru pastelat. Preparatele din rădăcină de toporaș nu sunt indicate bolnavilor de gastrită sau ulcer gastric datorită efectului ușor iritant. În anemiile avansate este bine să se evite utilizarea acestei plante. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Pentru orice problemă de sănătate, consultați medicul dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!